să spun drept. Cât era Ionel Michitel, mai mergea. Acum, de când s-a făcut băiat mare, trebuie să mă ocup eu de el. Trebuie să-i fac educația. Și nu știți, dumneavoastră, bărbații, cât timp ia unei femei educația unui copil, mai ales că mama nase fără educație. Ha, ha! Uite, Colis, Ionel nu s-a stâmpără! Ionel? Ionel, vin la mama! Nu știi ce ștrengar se face și deștept... Uite, Colis, Ionel vrea să-mi răstoarne mașina! A stâmpără de cădear! Ionel? Ionel, vin la mama! Stai, Colis, să vor să stil tu! Să prinde! Ionel! Nu ți-am spus să nu te mai apropii de mașină când faci cafea, că dacă te-a prins, moare mama. Vrei să moară mama? Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bună ziua și bun regăsit la această nouă ediție, ultima din luna mai, a Torino Web Știri, săptămânalul nostru informativ de aici, de pe portalul primăriei din Torino. Suntem din nou alături de dumneavoastră pentru a vă aduce informații noi și utile și, de ce nu, pentru a vă delecta cu pagini nemuritoare din cultura română. Am început, așa cum ați notat, cu un scurt material video dintr-o schiță a lui Ion Luca Caragiale. Căci, leitmotivul ediției de astăzi este cuvântul copil. Și am considerat că nimic nu era mai potrivit decât rememorarea unor principii sănătoase și aplicarea lor riguroasă în buna educație a copilașilor burgheziei bucureștenilor de altă dată. Sper că v-a făcut plăcere să revedeți aceste minunate momente din vizita lui Ion Luca Caragiale și să vă aduceți aminte de un actor de excepție, cum a fost Grigore Vasiliu Birlic. Și pentru că ne referim la copii și pentru că peste câteva zile va fi 1 iunie și pentru că la Torino nu s-a stins încă ecoul salonului de carte de la Torino, vă propunem să căutați, să vă procurați două din cărțile care au fost prezentate la târg. Mă refer la Lizoanca de Doina Ruști, titlul original Lizoanca la 11 ani, și În absența del padre de Stelian Țurlea, un titlul original În absența tatălui. Ambele volume în traducerea scriitoarei Ingrid Coman, publicate de Rediviva, tânăra editură de la Milano, formată în jurul Centrului Cultural de la Milano. Cărțile sunt disponibile și pot fi comandate pe portalul editurii. A doua știre de serviciu se referă la programul de vară al micuților școlari. Și în acest an, Primăria din Torino organizează centrele estivale, cunoscute sub numele de Estate Ragații, pentru copiii de 6 până la 11 ani, care au frecventat cursurile școlilor din oraș. Perioada de desfășurare este 17 iunie 28 iulie. Copiii pot fi duși la centre între orele 8-8 și jumătate și pot fi duși acasă la orele 17:30. Toate informațiile sunt disponibile de altfel pe portalul ITER. Să nu ne grăbim însă să evocăm vacanța. Copiii merg încă la școală și noi le spunem celor care sunt atenți la ceea ce mănâncă micuții că meniul zilnic al copiilor la școală poate fi urmărit pe portalul primăriei din Torino, în paginile dedicate formării și școlii, mai exact pagina Ristorazione Scolastica. Și vorbim în continuare despre un concurs care își propune să-i promoveze pe cei mai talentați copii din Italia. Un grup folcloric românesc și tineri artiști români vor fi prezenți miercuri 29 mai la orele 20:30 la Teatro Nuovo din Torino, în Corso Massimo D'Azeglio numărul 17, la spectacolul final din cadrul concursului Schools International Talents. Concursul este deschis celor mai talentați tineri din Italia, iar organizatorii manifestării promit că în concursul de anul viitor intenționează să promoveze și tineri artiști români rezidenți în Italia. Nu vrem să încheiem calupul știrilor de serviciu de astăzi înainte de a vă preciza, nu ne vom obosi să facem această precizare, următorul lucru. Părinții, cetățeni români, trebuie să știe clar ce naționalitate are propriul copil. De foarte multe ori citim în mail-urile pe care le primim la redacție despre mame care întreabă de ce documente are nevoie pentru a putea călători
cu propriul copil. Cetățean italian sau alte naționalități. Reamintim că un copil care are cel puțin un părinte cetățean român este în mod automat cetățean român. Cu atât mai mult cu dacă mama este cetățean român. Copilul are în primul rând cetățenia română, iar dacă tatăl îl recunoaște, are și dreptul să dobândească și a doua cetățenie, cetățenia tatălui. Legea română permite dubla cetățenie. Părinții au însă obligația de a-i procura copilului documente românești valabile, respectiv să transcrie certificatul de naștere italian obținând un certificat de naștere românesc și să solicite pentru copil un pașaport românesc. Toate informațiile în legătură cu documentele sunt disponibile pe portalul Consulatului General al României la Torino. Și aceasta a fost ultima știre din ediția de astăzi. Noi încheiem aici și vă lăsăm în compania unui alt personaj faimos al momentelor și schițelor lui Caragiale. Toți copiii intră în viața aceasta plângând. Caragiale, de bună seamă, a venit pe lume râzând, spunea istoricul și criticul literar Alexandru Condeescu, vorbind despre marele scriitor. Și noi vă propunem astăzi schița Bubico, în care îl veți recunoaște pe actorul Horațiu Măleele într-o interpretare memorabilă. Încheiem aici ediția cu numărul 192 și vă așteptăm săptămâna viitoare la un nou grupaj de știri, de serviciu și de actualitate. Nu uitați că toate edițiile Torino Web Știri sunt disponibile pe portalul YouTube în secțiunea primăriei din Torino. Atât pentru astăzi, toate cele bune, un început de săptămână minunat și fiți punctual la întâlnirea cu noi de săptămâna viitoare. Rămâneți cu bine în compania lui Bubico. Unde e Bubico? Nu e Bubico. Să-i dea mămițica băiatului Zăhărel? Da, Bubi, Bubico, Bubi. Și nu știu ce aș fi în stare să fac. Vai de mine. Să fac de frică. Vai, vai de mine, domnule, dar ce crezi, dumneata? Noi suntem băieți cu minți și bine crescuți și nu suntem mojici ca Bismarck. Pardon? Bismarck, al ofițerului Papadopolini. Papadopo? Da. Cui place Zăhărelul? Nu, mulțumesc, eu nu sunt bolnav, să nu... Să-i dea mămițica băiatului Zăhărel? Cui place lăpticul? Nu, mulțumesc, eu am băut. Petru! Să-i dea mămițica lui băiatului lăptic. Ai, luat erhinghierii, Bubico.